vedeți conținutul acestui deci pachet alimentar, constă din mărfuri de primă deci necesitate, în primul rând de patiserie, după cum vedeți, crupe, deci unt, cașcaval, salam, sardine, tocătură de carne, zahăr, crupe de oves, deci macaroane, pârjoale înghețate, pâine, biscuiți, floarea soarelui, cred că sunt toate acele produse alimentare care pentru o mică perioadă cred că va salva situația în cadrul acestei situații majore care se află astăzi în municipiul Bălți și în general pentru țară. Și în contextul sărbătorilor de Paști, cred că va fi și un prilej bun pentru a susține aceste familii, cât de puțin cu ceea ce a putut contribui Consiliul și Primăria Municipiului Bălți în acest sens.